și am lucrat, dragilor, în continuare până la sub braț. Uitați, aceasta e partea de șold, unde am înmulțit, dar vă voi explica imediat. Apoi am redus pentru partea de talie și apoi din nou am înmulțit pentru partea de bust. Am notat aici, puteți să vă notați că aveți de la început până la sfârșit, absolut toți pași. Deci de la rândul 1 până la 16, ce v-am arătat deja, am făcut câte 77 de piciorușe, puncte, pentru că sunt și ochiuri de lanț, dar 77. Rândul 17-18 am înmulțit 1 pe parte, 1 pe parte, am ajuns la 79, 19-20 am înmulțit din nou, 1 pe parte, 1 pe parte, am ajuns la 81 și tocmai ce v-am arătat, că la ultimul am mai adăugat încă 1 pe parte, ochiul de lanț între grupe, așa, și am ajuns la 83. Și am lucrat până la rândul 32. Apoi, deci partea de șold. De la rândul 32, la rândul 33 și 34, am redus. Unul pe o parte, unul pe o parte. Da? Apoi, la rândul 33-34, unul pe o parte, unul pe o parte, am ajuns la 81. Apoi, deci 3 reduceri. Cum am făcut aici? 3 creșteri, aici am făcut 3 reduceri. Și am lucrat apoi de la rândul 37 până la 43, doar câte 77. Asta e parte de talie. Și din nou, de la rândul, deci câte 40, de la rândul 44, iar 3 creșteri. De la rândul 44 până la 48, vedeți? 79, 81, 83. Exact cum am făcut creșterea la șold, făcut creșterea pentru bust. Și apoi până la rândul 65 am lucrat drept, câte 83. Da, pentru că partea de bust, fiind cu sânii, e partea mai mare. Și am ajuns la sub braț. Atât vreau eu rochița. Voi măsurați pe o rochiță sau măsurați pe voi, în așa fel încât să iasă bine. Da? Bun. Aici, la rândul 65, nu mergem până în capăt, lăsăm 3 grupe. Și continuăm. Deci, voi face întâi răscroiala de la sub braț și apoi voi face parte din față. 1, 2, 3 și continuăm cu rândul până la capăt, până în dreptul celei de la prima grupă aici și lăsăm 3 grupe libere, da, pentru răscurela de la sub braț. Cum am făcut aici? Deci am lăsat 3 libere, deci m-am dus cu rândul 65 doar până aici. Pe aceste 3 le lăsăm așa. Și continuăm cu rândul până în capăt aici. Am lucrat până în partea asta la altă, modelul așa cum vine și am lăsat ultimele 3 grupe. Bun, acum întoarcem, facem doar 2 ochiuri de lanț, considerăm că e picioruș dublu neterminat, deci doar 2 ochiuri de lanț, pentru că începem rândul următor și facem din nou cu o reducere. Deci e picioruș dublu neterminat cu încă un picioruș dublu neterminat și acum îl închidem. Practic, când vom lucra rândul următor, aici vom face un singur picioruș deasupra lor, da? Considerăm o reducere. Un ochi de lanț și continuăm modelul până în partea stălaltă, unde, bineînțeles, terminăm cu o reducere. Din două piciorușe vom face unul. Vom face unul. Și vom face reducere cum am făcut reduceri și înainte la rochiță. Am lucrat până în capăt. La capătul rândului și după cum am spus, la sfârșit aici vom face o reducere. Cum? Am după croșetă, așa cum am început. Picioruș dublu neterminat, lăsăm așa, dăm după croșetă, ducem în al treilea ochi de lanț, picioruș dublu neterminat și acum scoatem prin toate trei. Și în felul acesta am făcut o reducere și deasupra lor, deci facem doar un picioruș dublu. Și pentru că vreau să fac reducere și pe acest rând, voi sări ochiul acesta de lanț și mă voi duce direct și voi face, da? Și în felul acesta am făcut reducere și aici. Deci 1, 2, 3, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3. 1, 2, 3, sărim 3, din al patrulea facem, deci 1, 2, 3, din al patrulea. Cele 3 piciorușe duble. Da? Deci am făcut reducere când am încheiat rândul, făcând 2 piciorușe duble reduse și le-am încheiat. Deasupra
Închierii aici, am făcut 3 ochiuri de lanț și am sărit direct la grupă. Și în felul acesta am făcut un coreducere. Da? Și în felul acesta eu cred că este suficient pentru subbraț. Pentru fiica mea care nu este durofană, ea este yes, puțin s-a dus spre M. Dar încă e yes. Și este suficient. E și micuță de statură, nu-i durofană. Pentru persoanele care sunt mai plinuțe, pot să lase mai mult aici la subbraț sau pot să mai reducă următoarele rânduri, în așa fel încât răscruiala pune să fie de la mijlocul subbrațului până spre în față, așa, știi, să nu strângă la subbraț. Da, este suficient. Vă spun, dacă aveți un fir la fel ca al meu, pentru măsuie și pentru mărimea L, 1, 2, 3, 4, de acestea și reduceri încă, măcar încă de 3 ori. Da? Ca să vină un puțin mai răscruit. Și cu cât mâna este mai groasă, cu atât răscruiala trebuie să fie mai mare. Dar dacă aveți o rochiță la de mână, puteți să vă luați, puneți lucrarea aceasta pe rochiță și vedeți răscruiala. Urmăriți răscruiala de la rochița pe care o aveți la îndemână. Nu e greu deloc. Așa puteți să faceți absolut orice. Urmăriți un proiect gata, terminat, care vă vine bine. Urmăriți cusăturile, răscruielile și faceți orice model vă place. Continuăm până la sfârșitul rândului și îl încheiem exact cum l-am început. Și apoi începem să facem anchiorul, parte de mijloc. Și am ajuns la sfârșitul rândului, am făcut grupa de 3 picioruși și am zis că o terminăm exact cum am început. Și fac un picioruș dublu aici. Și în felul acesta, exact cum am început rândul, așa l-am și terminat. Mai fac o reducere pentru că vreau să rămână direct grupa aceasta aici. Încă una și gata. Două ochiuri de lanț care țin loc de un picioruș dublu neterminat și încă unul. Și în felul acesta, rândul următor, am doar secvența aceasta întreagă cu 3 piciorușe duble, da? Adică aici voi face doar un singur picioruș, nu mai fac și n-am al treilea ochi de lanț pentru că nu l-am făcut, da? Ok, continuăm cu rândul și facem reducere și la sfârșit de rând și gata cu reducerea de la subbraț. E rândul unde recuperăm cele 3 piciorușe. Două. Trei. Uitați, rotund, frumos. Am lucrat până la capăt. Și vedeți aici cu reducerea, practic, deci acestea 3 sunt cele recuperate și încă 3 vor fi. Și aici la fel. Deci le avem pe cele 3 recuperate făcute pe ochiurile de lanț și încă 3. Și acum ne întoarcem de aici, vom începe și vom face reduceri pe mijloc. De aici încolo vom lucra drept. Deci exact cum am lucrat la rochiță și la rândurile anterioare. Deci 1, 2, 3... Avem grijă să nu reducem, să nu scădem, să lucrăm la sfârșitul rândului și în al treilea ochi de lanț aici. Și continuăm. Până aici la mijloc. Și am lucrat până am cu piciorușul înainte de semn. Deci semnul este exact pe mijlocul rochiței. Bun. Acum. 1, 2, 3 ochiuri de lanț, întoarcem și pentru că vreau să fac reducere și de data aceasta, în loc să fac 3 piciorușe duble aici pe mijloc, voi face doar 2 și în felul acesta am reducere, 1, 2, în loc să facem 3, da? Pentru că vreau deschizătura asta mai rapidă la anchior, să nu fie foarte ascuțită și în rest continuăm până la capătul rândului, drept, da? Și ne întoarcem și vă voi arăta cum scadă în continuare aici, da? Deja am făcut reducere, din 3 am făcut, deasupra am făcut doar 2, că acesta, ochiul de lanț, sunt deasupra piciorușului acesta. Am mers până în capăt drept, m-am întors și aici nu mai am cum să mai fac ochiurile de lanț și voi lucra, deci voi face piciorul după picioruș aici la reducere și la ultimele 2 voi face reducere, da?
Deci, piciorul își dublă neterminat. Piciorul își dublă neterminat și încheiem. Și acum, din nou, reducere. 1, 2 ochiuri de lanț, întoarcem. Deci, deasupra celor două, am făcut doar două ochiuri de lanț. Mă duc la următorul și, practic, am reducere din nou. Da? Pentru că atunci când voi veni aici, voi considera că este picioruș, unul singur. Pentru că am încheiat într-unul singur aici, da? Și continuăm cu modelul dus întors. Pentru că în capătul ăsta lucrăm drept la sub braț. Partea asta. Facem reduceri doar pe partea cu anchiorul. Am mers până în capăt. Bineînțeles, pe partea asta am zis că lucrăm drept. M-am întors. Și aici, aici am făcut două piciorușe duble reduse, că așa am început, da? Și luăm în calcul ca și cum ar fi unul singur. Și avem, deci, ultimele două, facem reducere. Da? Deci, picioruș dublu neterminat. Picioruș dublu neterminat. Și am făcut reducere. Începem rândul tot cu reducere. Două ochiuri de lanț, e picioruș dublu neterminat și trecem la următorul, aici. Și am încheiat. Și ăsta e practic din două, am făcut unul. Continuăm cu modelul așa cum vine. Până la capăt și ne întoarcem. M-am dus până în capăt, m-am întors, vedeți că se subțiază din ce în ce mult, dar mai avem de redus. Un ochi de lanț și acum am rămas să avem două, că acestea au fost reduse din 2-1 și cu acesta. Deci după ochiul de lanț, piciorul dublu neterminat, piciorul dublu neterminat și bineînțeles că am făcut reducere. 1, 2, 3 ochiuri de lanț de data aceasta, pentru că am avut ochiul de lanț acesta și sărim peste el și avem reducere și pe acest rând. Deci, practic, la fiecare început și sfârșit de rând, am făcut câte o reducere pe partea aceasta până obținem și așa facem și în continuare și lăsăm cât de lată dorim noi partea aceasta de bretea pe umăr. Nu știu, eu cred că o las exact cât secvența aceasta. Până aici voi reduce. La fiecare început și sfârșit de rând, exact cum am făcut și până acum. Și apoi vom face și partea asta la altă, pornind de aici și exact cum am procedat pe partea aceasta, aici, cum am procedat aici, așa vom face și în partea asta, exact, deci simetrie. Și aici depinde cât de mare vreți răscroiala de la subbraț. Dar mai având... Mai am câteva scăderi, cred că este suficient în momentul când voi ajunge și anchiorul, depinde. Rochia aceasta, vedeți că e destul de răscroită. Voi, dacă vreți să o faceți mai mică, nu e niciun fel de problemă. Aici e alegerea fiecăruia. Și am lucrat, dragilor, deci am scăzut pe partea de anchior, la fiecare început și sfârșit de rând, câte un punct. Că-i picioruș, că am sărit unde am avut un singur, unde am avut ochiul de lanț, am sărit ochiul de lanț, deci câte o secvență până am rămas... Vedeți, cu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 piciorușe la final. Și am, deci, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 rânduri. Dacă la ultimele două rânduri le-am făcut drept, fără să mai fac reducere. Da? Și partea asta altă am făcut în oglindă, exact la fel. Am pornit, am lăsat cele 3 secvențe. Și am pornit și am lucrat exact cum am lucrat partea asta, am lucrat-o și pe asta la altă. Și astfel am terminat fața rochiței. Spatele l-am început exact la fel, pe același număr de ochiuri. Deci exact la fel. Același număr de ochiuri, același model, aceleași creșteri, după cum v-am arătat. Deci am respectat exact aceiași pași de aici. Până la sub braț, la sub braț, la spate,
Deci am făcut exact ca la față, doar că nu voi mai face anchior, voi face o răscroială puțin. Așa. Asta e singura diferență. Dar aici reducerile exact la fel ca și la față. Am făcut și la spate. Și apoi am lucrat drept. Da? Deci exact la fel. Cum am făcut la față, am făcut și la spate. Am repetat de vreo 3 ori. Bun. Și apoi am lucrat drept. 2, 4, 6, 8, 10, 11 rânduri. Deci mai am 5 rânduri. La ultimele 5 rânduri voi face răscroiala aceea, nu foarte adâncă. Dacă voi o doriți mai devreme, trebuie să calculați în așa fel încât să puteți să faceți mai devreme. Haideți să pun niște markeri. Bun. Deci am 3, 6, 9, 12, 13, câte? Nu am ținut minte câte aveam la partea cealaltă. Deci am 2, 4, 6, 8, 10, 14. Bun. Deci 3, 6, 9, 12, 13, 14 și încă 5. 1, 2, 3, 4, 5. Haide, s-au îmbărtigat astea. Încă o dată. 3, 6, 9, 12, 13, 14 și încă 5. 1, 2, 3, 4, 5. Deci aici și în partea asta la fel. 3, 6, 9, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5. Bun, deci am făcut așa, am zis 5 rânduri. La 5 rânduri voi scădea la sfârșitul rândului și la începutul rândului voi scădea pe partea aceasta. Deci de 5 ori. Că 5 rânduri mai am până la final. Da? De ce i-am pus semnul? Mi-a luat coșeta? Bada. Am luat-o. Deci aici am lucrat, am făcut reducerile exact ca și la față, apoi am lucrat drept. Acum, continui cu rândul ăsta, când ajung aici, voi face reducere. Da? Reducere, adică ignor ochiul acesta și mă opresc aici. Practic, e ca și o reducere. Da? Pentru că am nevoie de 5 rânduri, să rămân doar cu 14 ochiuri. Acestea 14. Continuăm rândul, ca și până acum, 1, 2, 3, 10, e spațiu, facem. Refacem cele trei piciorușe. 2, 3, 3, modelul cum l-am făcut și până acum. Ochi de lanț. Unu, două. Și acum trebuie să facem reducere. Și pentru că s-a nimerit în dreptul ochiului de lanț,
îl las și pe acesta să facă parte din parte de la spate, pentru că am nevoie de 5 rânduri. Și acum, 1, doar 2 ochiuri de lanț, pentru că e picioruș dublu neterminat, pornim cu o reducere. Și al doilea, piciorul dublu, și practic asta este reducere. Rândul următor, când voi veni, aici voi ține cont, voi spune că este doar unul singur, da? Doar un singur picioruș. Pentru că din două am redus și am făcut unul. Ochi de lanț și continuăm cu modelul. Ne ducem și ne întoarcem. M-am dus cu rândul până la capăt, m-am întors și acum trebuie să facem reducere. Din două trebuie să facem una. Avem ochiul de lanț și piciorușul, am zis că aici a fost reducere, și unul. Deci din două trebuie să facem unul. Voi sări peste acesta și voi face direct piciorușul aici. Și practic, din nou, am făcut reducere. Deci am făcut reducere de un punct, nu? Continuăm rândul următor. 1, 2 ochiuri de lanț, picioruș dublu neterminat. În următorul la fel. Deci când ne întoarcem, aici luăm în calcul ca fiind unul singur, fiind reducere. Mai facem o reducere și gata. Ca un dus întors. Și încă unul. Așa, modelul. 1, 2, 3. Sărim. 1, 2, 3. Din al patrulea. Continuăm. Ne ducem până la capăt și ne întoarcem. E important ca să iasă rotund frumos aici, da? Am dus cu rândul, m-am întors și acesta este ultimul rând, pentru că am 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 rânduri. Și aici încheiem cu o reducere. Deci mai avem încă un picioruș. Și aici avem 1 și încă 1. Deci picioruș dublu neterminat. Piciorul dublu neterminat și am încheiat. Și un ochi de lanț pentru fixare. Și gata, dragilor, una din părți. Exact la fel facem și în partea astălaltă. Și pentru că m-am dus cu rândul așa și am continuat, voi porni de aici și vom porni primul rând. Deci sărim de aici și facem exact la fel. Deci la fiecare, când ajungem aici, la sfârșitul rândului și la începutul rândului, trebuie să reducem câte un punct. Ați văzut că am sărit un ochiul de lanț, l-am sărit pur și simplu și atunci aia e tot reducere. Tot loc de picioruș ține și ochiul acela de lanț. Da? Pornim de aici, ne ducem, ne întoarcem și facem exact ca și partea asta. Și e aproape gata. Am terminat ambele părți și la spate și acum aducem fața și prindem aici, în dreptul umerilor. Voi prinde cu piciorușe scurte, prinzând de aici cu piciorul alunecat și voi prinde piciorul scurt de aici, un ochi de în față, un ochi de în spate. Piciorul scurt, nu piciorul alunecat, ca să aibă, să nu țină, pentru că nu vreau să-mi tragă. Unul din față, unul din spate și piciorul scurt. Unul din față, unul din spate, piciorul scurt. Și așa facem la partea asta și ne ducem și la partea asta, altă exact la fel. Și am terminat ambele părți. Uitați ce frumos se vede prinderea. Și acum începem și prindem pe laterale. Dacă am lucrat corect același număr de rânduri, deci n-ar trebui să avem nicio problemă. Și eu știu că am lucrat, am numărat rândurile, sunt exact atât de câte trebuie. Hai că voi porni cu un ochi de lanț. Mi se pare mai simplu așa. Și haide să vedem cum facem aici ca să nu se strângă, să nu se tragă, pentru că eu vreau să fie, să aibă și elasticitate.
să pun prima dată exact în colț, pentru că vom face un rând final. Așa, și acum. Avem picioruș aici, avem picioruș în spate. Un picioruș scurt. Avem spațiu între picioruși. Unul aici. Eu știu că am făcut la tricotat și a fost ok. Între. Deci, unul pe sub piciorușul din față, piciorușul din spate. Deci, unul așa, dar lejer, nu foarte strâns. Și acum, între ele, între piciorușul acestea culcate, e ochiul ăsta. Deci, iau o dată din față și în spate la fel. E poziția incomodă aici, la puc greu. Așa, am plecat și fără ochelari. Așa. Și așa facem. Deci dacă rândurile sunt corecte, deci n-are ce să nu iasă. Și nu e nici prea des și nici larg. Eu zic că se așează perfect așa. N-are cum să fie altfel. Uitați, vedeți că aici am intrat ușor. Deci odată pe sub piciorușele culcate, iar următorul între. Deci aici și aici ochiul dintre piciorușele culcate. Și așa mergem până la sub braț, facem și pe partea cealaltă la fel și apoi vom face terminațiile și gata. Și gata, dragilor, am prins pe ambele părți și am lăsat în partea stângă, e cu fața în sus, pe partea stângă, 12 rânduri și pe parte și pe cealaltă, deci pentru un șliț. Ca să permite să nu țină atunci când merge, pentru că e destul de cambrată ruchița. Acum voi, dacă ați făcut-o mai largă, puteți să nu mai faceți șliț. Acum, aici la mânecă am făcut un rând de piciorușe scurte. Și aici, aici am făcut cu piciorușe duble reduse, la de jur împrejur. Piciorușe duble reduse aș vrea să fac și aici. Sau cu piciorușe scurte, nu știu ce ar avea stabilitate mai multă. Dar să pornesc nu din dreptul șlițului. Să pornesc de aici, din partea asta. Deasupra piciorușelor. Unde avem ochiul de lanț, facem și aici un picioruș. Avem iar două. Deci în fiecare și facem de jur împrejur. Avem grijă să facem colțurile frumos la unde avem șlițul. Da, mi se pare că bordura cu picioruș dublu redus arată mult mai bine. Da? Aici, dar de fapt vă voi arăta. Că e important și aici, cum, ca să vină bine la colț, să așeze bine. Continuăm până ajungem în capăt. Și am mers până la colț. Uitați ce frumos se vede. Deci puteți să faceți și la mâneci, la închior, tot cu piciorușe dublu reduse. Și aici... Ca să am făcut în ultimul, e piciorușul aici, am făcut unul pentru partea aceasta, unul pentru colț și încă unul pentru laterala asta. Deci trei aici, da? Ca să se formeze, nu va fi colț, va fi ușor rotund, dar e perfect așa. Și acum vom face, deci pe sub piciorușul dublu culcat, un picioruș dublu redus. Între, aici, încă unul. Asta pe partea de șliț. Pe partea asta am făcut în fiecare. Da? Și așa mergem. Deci am făcut între, pe sub picioruș, vedeți? Pe sub picioruș, între, pe sub picioruș, între, pe sub picioruș, între. Da?
Deci pe sub piciorușul. Așa, între piciorușele duble. Și uitați că vine foarte bine. Și gata, dragii mei. Am terminat și la poale. Uitați ce frumos a ieșit și aici unde avem șlițul. Am mai rămas să o spăl, să o calc și apoi să facem poze. Sper să găsesc o fată frumoasă pe aici prin preajmă, să pot să fac niște poze arătoase, că așa rochița nu pare grozavă, doar dacă o vedem așa. Pe îmbrăcată pe cineva arată foarte bine. Aici anchiorul, dacă îl vreți mai adânc, puteți porni odată cu răscruiala de la mânești. Puteți porni de aici și reduceți cât doriți și apoi lucrați drept. E foarte simplu. O altă metodă pentru a face rochița asta pentru cineva care este începător, să o facă dreaptă. Deci porniți cu lărgimea de care aveți nevoie, deci pentru cu circumferința de la nivelul șoldului și lucrați drept până la sub braț și apoi faceți răscroierile așa cum am arătat eu. Sau, v-am spus aici, dacă îl vreți mai adânc, puteți să-l faceți cât de adânc. Este foarte ușor și pentru începătoare. Deci la răscroier câte un punct la fiecare început de, și sfârșit de rând. Și aici la fel. Foarte, foarte simplu. Răscroieți și la gât, la spate. Eu sper să vă placă ideea mea și să lucrați astfel de rochițe de plajă, pentru că sunt foarte ușor de creat și destul de rapid. În 4-5 zile aveți o astfel de rochiță gata, pentru că mi-au intrat 200 și vreo 10 grame, 220 de grame maxim. Din a treia bobină puțin am lucrat. Deci, rapid. Vă mulțumesc, vă urez spor în tot ce faceți, sănătate și numai bine. Vă pup, dragilor, la revedere!